Frecvența 0, Mabel Katz. Practică detașarea. Renunțarea înseamnă s-a sfârșit. Detașarea înseamnă abia început. Susan Marshall Lucas. Acum câțiva ani am decis să iau lecții de tango argentinian pentru că voiam să învăț să mă las condusă de un bărbat. În tango, bărbatul conduce întotdeauna. Femeia se lasă doar ghidată de el. Nu era natural pentru mine să fac acest lucru, așa că aveam nevoie de practică. Cu timpul am început să observ, la orele de dans, un tipar. De fiecare dată când mă detașam și îl lăsam pe partener să mă conducă, arătam ca o profesionistă și mi se părea magic. Problema era că uneori nu mă puteam lăsa dusă de val și rămâneam blocată în minte. Dacă eram atentă la dans și dacă gândeam în loc să fiu prezentă, mă împiedicam. Dacă încercam să-mi amintesc rutina, dacă mă concentram asupra următorilor pași sau dacă mă întrebam, oare fac bine, mă dezechilibram. A fost o lecție bună pentru mine, mult mai bună decât mă așteptam de la orele de tango. Ne creăm adesea singur problemele pentru că suntem prinși în mintea noastră. Deja știm că mintea, adică intelectul, creează problemele. Gândim, planificăm, ne îngrijorăm, ne punem întrebări cu privire la rezultate și apoi pur și simplu ne împiedicăm. Opunem rezistență în loc să ne detașăm. Când aveam temeri cu privire la cât de bine ne descurcăm, aveam impresia că încercăm din greu sau că ne pasă cu adevărat și credem că vom realiza mai multe lucruri sau că vom proceda mai bine având o astfel de atitudine. În realitate, acest gen de gândire ne trage înapoi. În scripturile antice indiene, Vedele, principiul economiei efortului explică felul în care ideile devin ușor realitate fără a încerca. În cartea Cele 7 legi spirituale ale succesului, Deepak Chopra numește acest principiu legea efortului minim. Când ne detașăm, această lege intră în acțiune și dintr-o dată începem să ne mișcăm grațios prin lume ca un dansator. Manifestăm fără efort ceea ce ne dorim foarte mult. S-ar putea să te simți de parcă te împiedici de viață de fiecare dată, întrebându-te întotdeauna dacă faci ce trebuie. Când te dezechilibrezi în viață, la fel ca în tango, se întâmplă din cauza că nu te lași dus de flux. Singura soluție este să renunți la deținerea controlului și să lași universul să conducă. Simțeam că mă las dusă de val când mă detașam și îi permiteam partenerului să mă ghideze pe ringul de dans. Ai simțit și tu cândva ceva asemănător? Toți am simțit. Chopra explică faptul că natura lucrează fără efort. Deci, acest flux nu este ireal sau rar. Poți și tu să-l simți practicând detașarea. Uneori ne este dificil să ne detașăm deoarece ni se arată rezultate la care nu ne așteptăm. Alteori frica ne depășește și se simte mai puternică decât zero, chiar dacă nu este așa. Acesta este motivul pentru care este atât de important să ai încredere și să te lași condus de flux. De ce anume să te detașezi? Trebuie să ne detașăm de sindromul știu și de toate opiniile, judecățile, așteptările, interpretările, credințele din trecut. Acest lucru ne va conduce către adevărata întrebare. Cât de mult îi permiți minții tale subconștiente, adică banca ta de date, să-ți influențeze mintea conștientă? Aceasta se dovedește a fi cheia măreției personale. În cartea Iluzia utilizatorului, Thor Noretranders, redă interviurile cu fostul star de fotbal american, Joe Montana, și cu starul danez de fotbal, Michael Laudrup, eroul cupei mondiale. Amândoi au spus că nu erau niciodată conștienți de mișcările lor. Ori de câte ori gândeau, o făceau doar pentru a-și trasa mișcările, în timp ce subconștientul lor avea grijă de restul. Acest principiu se aplică artiștilor, directorilor, avocaților, profesorilor, se aplică practic tuturor.
Toți am avut momente fantastice în care am acționat fără să ne gândim și am produs ceva cu adevărat impresionant. Cele mai frumoase idei mi-au venit când am stat și am scris fără să-mi ghidez în mod conștient gândurile. Cei mai mulți dintre compozitori se racordează la o astfel de stare pentru că pur și simplu melodiile să vină de la sine. Acei oameni foarte dotați și-au dat seama cum să facă pentru a permite subconștientului lor să coopereze cu mintea lor conștientă. Sau, pentru a folosi terminologia sportivă, aceste personaje știu cum să intre în zonă. Frecvența zero este starea de a fi în zonă, adică o zonă în care totul curge și totul este posibil. Ai auzit expresia timpul zboară? Dacă ești atent, vei observa că acest lucru se întâmplă întotdeauna atunci când faci ceva ce îți place foarte mult, când te afli la zero. În acele momente, subconștientul tău se manifestă în plină forță, în timp ce mintea ta conștientă ia o pauză. Ești total absorbit de activitatea pe care o faci, ești acolo. Când te detașezi, timpul este resimțit diferit. Acest loc fără rezistență care curge este atât de puternic încât ne modifică percepția timpului. Eliberează-te de așteptări. Într-un seminar de o zi pe care l-am ținut în Elveția, un student a venit la mine în prima pauză și mi-a spus: "Credeam că vom resimți frecvența zero în acest seminar." Vorbisem despre idei preconcepute și așteptări. M-am uitat la el și i-am spus: în primul rând, acordă-mi o șansă. Au trecut abia 2 ore de curs. Toată munca pe care o avem de făcut urmează să se petreacă. Și mai important decât asta, cum de știi că nu ești la zero? Poate că ai fost și nu ai știut? Un lucru este clar. În momentul în care ai o întrebare, o așteptare, o judecată, cu siguranță nu te afli la zero. Am continuat. Ce rost ar avea să te duc la zero aici, astăzi, mâine, când te vei întoarce la serviciu unde va trebui să interacționezi cu oameni dificili din viața ta, nu vei putea recrea această stare. Aș prefera mai degrabă să îți arăt cum să o accesezi singur, astfel încât să nu mai fie nevoie de mine ori de nimeni altcineva. Cel mai important este să fii conștient de momentele în care nu ești la frecvența zero, pentru a putea alege să te detașezi și să te armonizezi cu frecvența potrivită. A avea o așteptare înseamnă a fi atașat de un anumit mod în care consider că ar trebui să se întâmple lucrurile. Așteptările te fac să crezi că știi mai bine decât universul cum ar trebui să se petreacă lucrurile. Asta nu poate decât să te încetinească și să te conducă la frustrări inutile. Îți blochează conexiunea cu inspirația. Nu ești în echilibru, simți că ești blocat și da, ești cu siguranță blocat în trecut sau în viitor. Prin urmare, te împiedici. Așteptările te fac să te concentrezi în afara ta și te scot din prezent. Verifici tot timpul dacă se întâmplă ce ar trebui să se întâmple. Soluția este să realizezi că totul este perfect, că suntem perfecți, exact așa cum suntem. Așa cum am mai spus și voi mai spune de multe ori, trebuie să ne amintim întotdeauna că suntem 100% responsabili pentru realitatea pe care o manifestăm, că avem controlul, iar asta înseamnă că o putem schimba. Dumnezeu ne dă întotdeauna tot ce avem nevoie pentru ca noi să ne îndeplinim menirea. Tot ceea ce pare a fi un impediment este de fapt o oportunitate de a ne detașa de lucrurile la care suntem pregătiți să renunțăm. Dumnezeu nu te va forța să înfrunți ceva ce nu este în rezonanță cu starea ta actuală a conștiinței. Ceva de care nu ești pregătit să te detașezi. Acest lucru ar fi inutil și contraproductiv. Ordinea lui Dumnezeu ne asigură că se va întâmpla ceea ce este perfect, astfel încât să putem continua să eliberăm amintiri și să creștem. Când va veni timpul să fim suficient de eliberați din ghearele egoului, miracolele vor începe să se manifeste. Ei bine, miracolele se întâmplă tot timpul. Dar dacă te concentrezi asupra lucrurilor care nu funcționează sau asupra lucrurilor care crezi că îți lipsesc, le vei rata pentru că nu vor fi tangibile. Vezi tu, miracolele nu se petrec afară, ele se petrec în interiorul tău. Pacea sufletească, fericirea și libertatea pe care o resimți în ciuda problemelor pe care s-ar putea să le ai, reprezintă cea mai mare minune.
Te asigur că acestea sunt miracolele care contează cu adevărat. A fi capabil să ne detașăm și să nu reacționăm în fața amintirilor dureroase, a fi capabil să le ștergem, este cea mai bună investiție pe care o putem face pentru noi înșine, pentru familii, rude și strămoși. Este ca și cum am plăti o datorie pentru a ne elibera. Eu am o poveste personală despre așteptări. După ce fusesem de vreo 4 sau de vreo 5 ori la cursurile Ho'oponopono în primele 6 luni după ce am descoperit metoda, m-am dus la doctorul Hulen și am spus: mă detașez și mă tot detașez, dar nu funcționează. La început el nu a zis nimic, dar mai târziu a venit la mine, s-a uitat în ochii mei și mi-a zis: fără așteptări. El a zăbovit cu răspunsul, așteptând ca acesta să-i vină din inspirație pentru mine, în funcție de ce puteam eu auzi și înțelege în acel moment. Nu doar că am înțeles, dar mi-a adus multă liniște sufletească. Cu siguranță, intelectul meu nu știa ce era corect. Trebuia doar să renunț la așteptări și să continui. Aș vrea să-ți mărturisesc faptul că încă mai am așteptări. Dar acum știu că intelectul meu fabrică povești. Și atunci îmi spun: mulțumesc, dar nu. Mulțumesc. Nu mai cred în așteptări. A fi conștienți de perfecțiunea universului ne menține într-o atitudine constantă de respect și surprindere, dar trebuie să renunțăm la așteptări și să fim dedicați procesului de eliberare de prea multe gânduri. Trebuie să ne amintim întotdeauna că Dumnezeu știe mai multe decât noi și că vrea ce este mai bun pentru noi. De fapt, El ne poate oferi mult mai mult decât ne putem noi imagina sau vizualiza. De aceea Dumnezeu ne face să ne îndreptăm pe cărări care uneori ni se par ciudate. Dacă devenim smeriți și renunțăm la așteptări, comparații, lamentări și la nevoia de a avea tot timpul dreptate și dacă avem încredere, ne vom conecta la frecvența zero. În această stare perfectă ne vom afla într-un flux, vom merge mai departe și vom realiza că timpul lui Dumnezeu este timpul perfect. Detașarea nu este renunțare. Da, te poți detașa și lăsa pe Dumnezeu să acționeze sau universul sau orice nume alegi, chiar și atunci când nu înțelegi exact ce se întâmplă, cum se întâmplă anumite lucruri. Percepțiile noastre despre toți și despre toate sunt limitate, pentru că vedem prin filtrele amintirilor. Îți poți curăța ochelarii și învăța să vezi clar, doar atunci vei fi capabil să înțelegi întregul tablou. Te rog, nu confunda detașarea cu renunțarea. Renunțarea înseamnă a pune capăt visurilor, dorințelor, proiectelor. Detașarea deschide ușa inspirației și a posibilităților infinite. Detașarea este reîntoarcerea la zero, la un nou început. Când te detașezi, te armonizezi cu frecvența zero. Starea conștientizării totale a momentului prezent în care poți auzi vocea universului, cea care îți aduce pace, fericire și soluții perfecte. Ia în considerare a șasea lege spirituală a lui Deepak Chopra, legea detașării. El explică tocmai faptul că atunci când ne detașăm de ceva ce ne dorim, primim ceea ce ne dorim. El clarifică faptul că legea detașării nu înseamnă renunțarea la intenție sau la dorință. Pur și simplu înseamnă să te detașezi de rezultat. Când ești atașat de un anumit rezultat, ia-o ca pe un semnal care spune că ți-e teamă de incertitudine și că nu ai încredere cu adevărat în puterea sinelui tău autentic. Conform lui Chopra, atașamentul vine dintr-o conștiință săracă, iar detașarea dintr-o conștiință bogată. Aceasta este o distinție importantă. Am trăit-o pe pielea mea, la fel ca tine. Gândește-te la ultima dată când ai creat ceva minunat în viața ta, fără efort.
În loc să te fixezi pe rezultatele măsurabile, specifice, ai rămas deschis și poate că rezultatul a fost chiar mai bun decât ți-ai imaginat. Chiar mai uimitor. Apoi, ca prin minune, totul s-a aranjat de la sine. Posibil să te fi gândit că a fost un miracol sau o intervenție divină. Ți-amintești acea experiență? Amintește-ți cum te simțeai. Te simțeai ca și cum erai conectat cu universul, ca și cum lucrai alături de Dumnezeu? Acea experiență și acele sentimente au fost posibile pentru că ai renunțat la atașamente și ai avut încredere. În același fel poți renunța la atașamentele cu privire la mediul înconjurător, la durere și la rezultatele negative. Oamenii îndură multe, supraviețuiesc atrocităților, multor tragedii în parte și datorită modului în care ei aleg să-și vadă realitatea. În cartea Cele 7 deprinderi ale persoanelor eficace, Stephen Covey spune povestea lui Viktor Frankl, un evreu încarcerat în lagărele de moarte naziste din Germania, care a suferit torturi cumplite și a pierdut pe toți membrii familiei, în afară de sora lui. Poate că l-ai auzit pe Frankl, vorbind despre momentul în care a realizat că mai avea o ultimă libertate pe care naziștii nu i-au putut-o lua. Abilitatea de a decide cum l-ar afecta o anumită experiență. A numit-o ultima dintre libertățile umane. L-am menționat pe Covey deoarece vreau să îți împărtășesc un pasaj din cartea lui în care vorbește despre Frankl. În mijlocul celor mai degradante circumstanțe pe care ni le putem imagina, Frankl și-a folosit darul conștiinței de sine pentru a descoperi un principiu fundamental despre natura umană. Între stimul și răspuns, omul are libertatea de a alege. În libertatea de a alege se regăsesc acele înzestrări care ne fac unici ca oameni. Pe lângă conștiința de sine, avem imaginație, abilitatea de a crea în mințile noastre evenimente dincolo de realitatea noastră actuală. Avem conștiință, o vigilență profundă a binelui și a răului, a principiilor care ne guvernează comportamentul și un sentiment al gradului în care gândurile și acțiunile noastre sunt în armonie cu ele. Avem și o voință independentă, adică abilitatea de a acționa pe baza conștientizării noastre de sine, fără să fim influențați din exterior. Și tu ai această voință. Poți alege modul de a reacționa la o situație, te poți detașa de suferință, te poți chiar detașa și de realitatea circumstanțelor actuale. Modalitatea în care alegi să reacționezi în lume depinde de tine. Nimeni nu-ți poate lua această abilitate și nici nu o poate manifesta în locul tău. Este dreptul tău. Ai posibilitatea de a alege. Este posibil să nu poți schimba circumstanțele, dar circumstanțele sunt întotdeauna neutre, iar tu ai puterea să-ți schimbi modul de gândire și să schimbi rezultatele. Schimbă-ți gândurile. S-ar putea să existe pentru tine un final fericit și împlinit. Ai prefera să câștigi sau să fii fericit? Mulți oameni îmi scriu pentru a-mi împărtăși impactul pe care îl are practica conectării la frecvența zero în viețile lor. Unul dintre testimonialele mele preferate a venit din partea unei doamne care trecuse printr-un proces de divorț. Soțul, care avea să fie în curând fostul soț, refuza să se întâlnească și să vorbească cu ea, prin urmare procesul era amânat constant. Doamna mi-a spus: am avut astăzi înfățișarea pentru divorț. Judecătoarea mi-a explicat că din moment ce părțile nu au fost de acord, va reprograma audierea. Fără să stau pe gânduri, am spus: onorată instanță, credeți că pot aștepta până în luna septembrie doar pentru că acest bărbat nu vrea să comunice cu mine? Vreau să ascultați ce am de spus. Nu vreau să aștept până în septembrie pentru a fi fericită. Îmi revendic acest drept astăzi. Vreau să las totul în urmă și să am încredere în ziua de astăzi.
Judecătoarea s-a uitat surprinsă la mine, nu eram sigură că înțelesese ceva din ceea ce am spus. Doamna nu planificase nimic, dar dacă s-ar fi gândit dinainte sau s-ar fi îndoit de impulsul pe care l-a primit, poate că nu și-ar fi expus punctul de vedere. După câteva momente, judecătoarea l-a însărcinat pe celălalt avocat să-l aducă în față pe fostul soț, chiar dacă el nu dorea să vorbească. Și doamna mi-a scris. A venit cu capul plecat. Am început să vorbesc. Cred că ceea ce am spus a fost perfect și corect. Cu toate acestea, soțul meu nu mi-a acceptat nicio petiție. Totuși, singurul meu răspuns a fost mulțumesc, 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 mulțumesc. Avocata mea a vrut să mă apere, să-l facă pe fostul soț să se răzgândească, dar eu am rogat-o. Poți rămâne tăcută? Totul este perfect și corect. Mă detașez. Știam că Dumnezeu era acolo, călăuzind totul. În final, doamnei s-a oferit divorțul, iar fostul soț a obținut tot ce a vrut. Practic, ea a pierdut procesul, deoarece nu a primit rezultatele pentru care se luptase. Totuși, a fost de acord cu tot și nu a opus rezistență. În testimonial a scris: am avut bucuria să-i spun fostului, ai câștigat. Am reflectat asupra vieții și m-am gândit, ce luăm cu noi când murim? Absolut nimic. Chiar dacă din punctul lui de vedere și din punctul de vedere legal el a câștigat, nu este vorba despre a câștiga sau a pierde. E vorba despre pacea sufletească și astăzi Dumnezeu mi-a dat-o pe tavă. Când s-a încheiat înfățișarea, doamna l-a întâmpinat pe avocatul fostului soț cu o îmbrățișare spunându-i mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Avocata ei încă nu-și revenise după șocul cauzat de faptul că judecătoarea se răzgândise cu privire la replanificarea audierii. Doamna l-a văzut pe fostul soț pentru ultima dată și a spus: nu te apropia de mine, s-a terminat, acesta este sfârșitul. Păcat că nu ai putut să-l saluți. La sfârșit, i-a spus avocata. Păcat pentru tine, a declarat doamna. Este pentru prima oară în 24 de ani și 4 luni când i-am putut spune am încheiat. Mulțumesc. În final, doamna mi-a scris. Astăzi am plâns toată ziua, având certitudinea că Dumnezeu stoarce, dar nu sugrumă. Unii ar numi divorțul doamnei un eșec, dar nu este. Și nici ea nu-l vede astfel. Frecvența zero nu oferă garanția că vom obține rezultatele pe care ni le dorim. Când practicăm abundența și detașarea, nu suntem preocupați de rezultat. Avem încredere, acționăm și suntem fericiți. O altă lecție pe care o putem învăța din povestea doamnei se referă la nevoia de a avea dreptate, pe care o percepem ca fiind câștigătoare, câștigarea unui argument. Nevoia noastră de a avea dreptate sau de a avea ultimul cuvânt este una dintre cele mai înrădăcinate caracteristici. Este obligatoriu să o îndepărtăm radical, dacă vrem fericire și pace. Observă că atunci când ai dreptate, crezi cu încăpățânare în gândurile și poveștile tale. Nu iei în considerare faptul că ele ar putea fi o reluare a vechilor amintiri din trecut. Vrei cu tot din adinsul să ai dreptate. Credeam că trebuie să ne apărăm gândurile, deoarece suntem convinși că suntem tot una cu gândurile noastre și facem tot ce putem pentru a lua apărarea modului nostru de a gândi. Eroarea constă în credința că gândurile noastre reprezintă adevărul, când de fapt gândurile nu sunt decât amintiri. Ele oferind o viziune foarte limitată a adevărului. Prin urmare, modul nostru limitat de interpretare a acestui adevăr ne determină să ignorăm automat ideile și viziunile altor oameni. Devenim aroganți, credem că știm cel mai bine și astfel ne agățăm într-o multitudine de confruntări și dezacorduri cu ceilalți. Această atitudine ne ține blocați și atragem exact opusul a ceea ce vrem să atragem. Pe scurt, atașamentul nostru cu privire la a avea dreptate reprezintă un mare obstacol în calea fericirii noastre. Ne împiedicăm să simțim pacea sufletească și pierdem oportunități de a deschide noi uși. Depinde doar de tine. Fie alegi să continui să dai credit gândurilor pe care le ai despre tine, programelor tale și gândurilor pe care le ai despre ceilalți și despre ce este bine și rău, fie alegi să te detașezi de ele și să realizezi că totul
este perfect. Așa cum este. Trebuie să știi că dacă alegi prima variantă, vei atrage aceleași experiențe de viață pe care le-ai ales și le-ai atras întotdeauna. Îmi amintesc Zicala. Nebunia înseamnă să faci mereu același lucru și să aștepți un rezultat diferit. Din nou, răspunsul constă în schimbarea canalelor. Încetează să mai asculți frecvența dreptății, devină mai smerit. Realizează că nu știi atât de multe pe cât credeai că știi. Și dă-ți voie să te armonizezi cu claritatea lui Dumnezeu, adică cu inspirația, care se află mai aproape decât tine, decât propria-ți respirație. Și da, a-i permite lui Dumnezeu să ne călăuzească înseamnă să fim mai smeriți. Este nevoie de smerenie pentru a nu mai gândi, sau cel puțin pentru a nu mai da gândurilor noastre puterea și controlul. Este esențial să ne deschidem mințile, să fim flexibili și să renunțăm la așteptări. Amintește-ți că atunci când spun Dumnezeu, mă refer la acea parte din interiorul tău care chiar știe mai bine. Te conectezi cu acea parte ori de câte ori alegi să-ți asculți emisfera cerebrală dreaptă, înțelepciunea în locul celei stângi, intelectul. O cunoaștere de genul fără să știi cum te știi, vine din inspirație. Nu îți cer să te duci niciun centimetru în afara ta pentru a o găsi. Pe măsură ce devenim mai smeriți, ne dăm seama că există o minte mult mai mare și mai inteligentă decât a noastră, acea minte care a creat și universul, care s-a gândit la corpul uman, la oceane, la munți, la flori. Smerenia înseamnă renunțarea la atașamentele propriei noastre gândiri și la convingerea că avem dreptate și mai înseamnă să lăsăm de bunăvoie comanda marii minți, care are soluția perfectă pentru toate problemele noastre. Am folosit anterior citate din cartea Sufletul neînlănțuit de Michael Singer. Îți recomand cu căldură să citești această carte pe măsură ce continui să practici detașarea. Citatul care urmează se potrivește cu povestea doamnei de care am amintit înainte. Schimbările de energie și variațiile care au loc în inima ta îți schimbă viața. Te identifici atât de mult cu ele încât folosești cuvântul eu pentru când, atunci când te referi la ceea ce se petrece în inima ta. Dar adevărul este că tu nu ești inima ta. Tu ești cel care simte ce este în inima ta. Permite experiențelor din viața ta să vină și să treacă prin ființa ta. Lasă-le să plece. Este ușor. Fii fericit. Doar deschide-te. Relaxează-ți inima. Iartă, râde. Și fă ce vrei, dar nu le împinge înapoi. Detașarea funcționează, te eliberează, îți oferă o pace sufletească, dincolo de orice înțelegere. Nu este nevoie să ai dreptate, nu este nevoie să câștigi, nu este nevoie să ai ultimul cuvânt. Fericirea ta, pacea ta sufletească și libertatea ta sunt neprețuite. Acționează chiar dacă îți este frică. Ne este frică adânc în interiorul nostru, deoarece nu știm cine suntem cu adevărat. Ne percepem pe noi înșine prin gândurile noastre limitate și prin viziunea noastră obtuză. Ne este teamă, deoarece credem că suntem singuri. Ne este teamă de necunoscut, de respingere, de eșec, de viață, de moarte. Ne temem prea mult și ne încredem prea puțin. Drept urmare, nu pariem niciodată pe pasiunile noastre și nu riscăm să ne dezvoltăm talentele. Cu alte cuvinte, nu alegem să trăim și să fim fericiți. Când îți înțelegi esența interioară, nu te mai temi de nimic. Doar atunci vei fi capabil să-ți asumi riscuri și să ai încredere în necunoscut. Maestrul Krishnamurti afirmă că gândirea, cunoașterea și timpul formează o realitate inseparabilă care este rădăcina tuturor fricilor. El a explicat acest concept într-o discuție pe care a ținut-o la școala
Brookwood Park de lângă Londra în 1983. Timpul este gând, deoarece gândul este răspunsul la o amintire, care la rândul ei reprezintă o cunoaștere și experiență. Așadar, cunoașterea aparține tărâmului timpului. Drept urmare, timpul, gândul și cunoașterea nu sunt separate. Ele reprezintă cu adevărat o singură mișcare, aceasta fiind cauza fricii. Cuvintele lui Krishnamurti reprezintă o sinteză excelentă a ceea ce am discutat noi despre amintiri ca sursa gândurilor și a emoțiilor. Și Osho a spus, dacă mintea se teme, ea devine un vârtej al gândurilor. Câți dintre noi nu suntem trași înapoi din cauza faptului că acordăm atenție credințelor limitative și fricilor? Cunoști povestea crabilor? Un bărbat se plimbă pe o plajă și a văzut un om care pescuia printre valuri, având lângă el o găleată cu momeală. Pe măsură ce se apropie, a observat că găleata nu avea capac și că era plină de crabi vii. De ce nu acoperi găleata cu momeala astfel încât crabii să nu fugă? Nu înțelegi, a răspuns bărbatul. Dacă în găleata ar fi existat un singur crab, sigur ar fi ieșit de acolo foarte repede. Dar când există mai mulți crabi în găleată, dacă unul vrea să iasă, ceilalți îl apucă și îl trag înapoi, astfel încât să împărtășească aceeași soartă cu el. La fel și oamenii. Dacă unul încearcă să facă ceva diferit, ia note mai bune, progresează, scapă dintr-un anumit mediu, are visuri mărețe, vor exista întotdeauna aceia care vor încerca să-l tragă înapoi pentru a-l face să împărtășească aceeași soartă cu ei. Ignoră crabii. Încarcă-te și fă ceea ce este potrivit pentru tine. S-ar putea să nu fie ușor și s-ar putea să nu reușești pe cât ai vrea, dar nu vei împărtăși niciodată aceeași soartă cu cei care nu încearcă niciodată. Simte frica și acționează oricum. Singurul lucru de care să-ți fie frică este frica însăși. Fricile sunt inevitabile. Ele se ascund în fundal și ies afară uneori de câte ori trebuie. Sau vrem să facem ceva nou sau diferit. Trebuie să simțim frica și să facem ceea ce intenționăm să facem. Indiferent.